Ce faceți, mă, bandiților? Astăzi trebuie să recunosc ceva. Da, sunt în România. Da, primul. Am venit în România. Sunt în România pentru câteva zile. N-a fost plănuită călătoria, dar dacă tot sunt aici, am o veste pentru voi. Nu mi-e ușor să zic, dar sunt cat pe mine. O să înțelegeți și de ce imediat, probabil o să vă dați seama din titlu, dacă nu v-ați dat seama, opa. Am venit în România, cei de la ACSRU mi-au propus să mă duc la un track day, așa că mâine, cu mare emoții, am casca cu mine, casca veche, mă duc pe circuit, nu știu exact cu ce motocicletă, probabil cu un CF Moto de 300. Nu m-am dat pe pistă, probabil o să încerc mai multe, dar atât am vrut să vă zic că sunt puțin speriat, am emoții. M-am mai dat pe circuit, dar nu așa, cu motociclete de stradă și cu motociclete de circuit, ci care nu sunt ale mele și de asta. Dar hai să vedem ce se întâmplă. Că astăzi am fost puțin la garaj, am stat, am cunoscut pe băieți, cunoscut echipa, ceilalți piloți și a fost fain. Hai să vedem ce se întâmplă, că sunt tare entuziasmat. Trebuie să-mi pregătesc casca, trebuie să beau o bere, că n-am băut nimic astăzi. Sunt în București, mâine plecăm la Adâncata. Este diferit când te dai cu motocicleta altuia și nu a ta. Și nu-mi place deloc treaba asta, dar hei, o să o facem. Și o să o facem bine, sper. Mai filmez de pe acolo. Deci mai filmez de pe acolo pentru că nu știu să fac vlog. Nu știu să fac vlog și vreau să dorm, sunt super, super obosit. Ne vedem mâine. The next day. Nu m-am plimbat, că e prima oară și pe circuit și pe cu motorul ăsta. Zi ceva la cameră. Rupe-i fâșciu! Asta e jucăria. Foarte mișto. Mă mâna.
greuț. Da, fain. Se mai întâmplă și nasoale? Stați să vă arăt ce... Au făcut buba băieții. Le-au cam rupt. Da. Not bueno. Dar ce să-i faci? Face parte din distracție. Cum am ieșit de la a treia tură, foarte frumos. E o vreme excelentă. Călduț. Zici ceva pentru posteritate. Cum e? Genial. Chiar că sunt alt cupra lângă tine. Da. Ce munte, dragă. Hai seama cum zi. Cum e? Bună ziua. E, bine, pentru prima zi... Am luat-o ușor. Vedem mâine să punem cauciuc. Deci îți dă cupă. Îți dă cupă. Nu mai vin dacă nu-mi dă cupă. Uite-l ăsta. Dai și autografă? Cum face rost? E pe cameră. Da. O să nu scrii pe asta, te rog, da. Că n-am alta. Lasă. Ce faci, cum ai fost azi? Praf. De ce spui că praf? Am început cu 3.11. Și cu ce compari când spui praf? Că asta e foarte important. 3.11. Așa. Și am terminat cu 2.40. Așa. Și? Cum adică ești praf? Te compari cu ce? Cu 2.07. Cu 2.07 al cui? Al Darie. Păi și Daria de câți ani merge? Nu știu aici. De un an. Nu? That was so funny. Zi. Da, nu. Nu? Daria nu merge de un an. Daria merge de foarte mulți ani. Că de când era foarte mică. A, deci n-ar trebui să mă simt prost. Nu. Deci nu plec cu sufletul purice în Brașov. Nu. Este un timp foarte bun pentru prima oară fiind aici, așa că stai liniștit și relaxează-te. În primul rând trebuie să citești circuitul și să-ți iei repere pe cât posibil. Acum dacă ai putea, de exemplu, să mergi pe circuit și să dai tu o tură de nebun așa, cu o trotinetă, cu ceva păi, și să... trebuie să mă duc să iau slider. Așa. Te duci și te uiți. E foarte important să-ți iei niște repere. Nu să te aglomerezi creierul, că te bombardezi cu informații și atunci nu mai ții minte nimic. Dar, de exemplu, dacă îți faci o temă în care zici, bă, am două viraje pe care mă concentrez, restul ducă-se. Dar două viraje în care te concentrezi și spui, uite, aici am reperul ăsta, ia să văd mâine cam cum sunt eu față de reperul ăsta cu frâna sau cu gazul. Și dacă faci asta din start, ai să vezi că vrei progresa, pentru că tot mersul ăsta pe circuit înseamnă repere. Și nu trebuie să pui presiune pe tine, pentru că e prima oară, creierul e bombardat cu multe informații, n-ai mai fost aici, nu știu despre ce e vorba, pune-i stânga. Am învățat trei curbe astăzi. Nu ai bandă despărțitoare cu contrasens, e complicat, creierul e dat peste cap total. Așadar... fii rezonabil cu Adrian Sinner pe YouTube. Adrian Sinner pe YouTube, Adrian 97, Adrian Sinner 97. Așa că dacă vreți un pic de content de curse, suntem aici de un an jumate și acum ne bucurăm că l-avem și pe Mr. Bandit, pe care da, am venit doar o zi atât, plec. Nu contează. Când te mai întorci, te așteptăm cu drag. Și ai de unde lua sfaturi oricând. Sau promiți că îmi dai sfaturi? Oricând. Ești un băiat care tinde. Vezi că minți. Nu sunt foarte prost cu jongleriile. Pare un băiat cerebral și important e să nu cer mai mult de la tine decât trebuie. Pentru că noi oamenii avem tendința asta din punct de vedere psihologic, ăștia care suntem așa foarte self-driven, să fim foarte duri cu noi înșine. Așadar, take it easy and have fun. Mulțumim. Florin, două cuvinte. Mulțumesc. O, scuză-mă. Mare plăcere. Ce cuvinte vrei să spun? Cum a fost? Pentru mine? Ți-a stricat ziua? Nu, eu sunt foarte obosit de cât am... Până să ajung aici eram obosit. Am înțeles. Mersi, da, frumos de ocazie. Deci cine vrea să vină, vine și se dă? Da. Vine și se dă. ACSR-ul pe YouTube? ACSR-ul. Pe Facebook? Caută pe Facebook ACSR-ul, pe Instagram ACSR-ul. Vă las eu link. Mersi frumos. Mi-a plăcut, mi-a făcut plăcere. Mai vin. Te mai aștept. Am plecat. Ciao. Drum bun. Am plecat. Mi-a făcut mare plăcere, chimie. Sincer. Ne mai sper vedem. Că te-ai simțit bine. Foarte bine. Gata? Da. Că eu am de fugit spre Brașov. Aha. Cu plăcere. Neața. Nu mai fi supărat. Nu știu de ce e supărat, da. Salut. Da. Mă duc, că mă așteaptă berea rece la Brașov. Înțeles. Te-am văzut, mi-a făcut plăcere. Chimie. Ciao. Acum știu la cine vin cu motorul la service. Salut, Ale. Salut. Mi-a făcut plăcere. Bine. Ciao. Pleci? Da, mă duc. Cum așteaptă berea rece în Brașov. Dar și eu vreau mașină din asta. Cu ce te ocupi? Eu? Da. Ești pilot profesionist? Da. Da? Zi Instagram-ul tău, că sigur vin o grămadă de gagici. Uite, Andrei Velicu. Cum? Cu 2 de A. Andrei Velicu cu 2 de A. Legat? Da.
fetelor, știți ce aveți de făcut. E singur, da? Da. Perfect. Nu! Cum nu, mă? Bă, bă, dacă vede gagica mea asta, mă moare și ne mor. Nu, am gagica, am gagica. Zi Instagram-ul lui gagica ta. You love Alice. Așa, o să o caut.